Toți polițiștii, indiferent că sunt de la rutieră, crimă organizată sau trafic de persoane, trebuie să știe să conducă defensiv, să stăpânească tehnicile de autoapărare și să folosească perfect armamentul din dotare. Pentru asta însă este nevoie de foarte multe ore de antrenament. Direcția de pregătire profesională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost înființată luna august acestui an. De atunci, polițiștii din toate ramurile au trecut prin antrenamente draconice și încă nu au terminat. Trebuie să ajungă în punctul în care să facă față oricărei situații. Prima probă pe care trebuie să o treacă este condusul defensiv. Așa se antrenează polițiștii în devenire, trebuie să fie pregătiți oricând să plece în misiune, să aibă capacitatea să conducă indiferent de vreme, fie că plouă, fie că ninge, și să fie pregătiți oricând să plece la drum. Se vede în starea tehnică a acestuia, să în interiorul autoturismului să nu fie obiecte lăsate care pot ajunge sub pedale, care ne pot incomoda sau obiecte care ne pot atrage atenția. Odată ce au învățat să stăpânească mașina de serviciu, polițiștii trebuie să lucreze intens la condiția fizică. Pentru polițiști este foarte important să aibă condiție fizică, pentru că se întâmplă des ca în timpul intervențiilor să fie atacați, astfel că trebuie să știe să se apere, să imobilizeze rapid agresorul fără să îl rănească. Constanța în pregătirea specializată de autoapărare va aduce la un nivel la care se poată lucra siguranța. Aceste deprinderi, ca orice altă deprindere, trebuie antrenate. Următorul pas este poate cel mai dificil, mânuirea armamentului din dotare. Poliția, faceți loc! Faceți loc! Faceți loc, eliberați zona! Faceți loc! Faceți loc! Faceți loc! Toți polițiștii vor trece prin acest tip de pregătire care vizează dezvoltarea abilităților în condiții de tragere dinamică, de ripostă, de luptă cu adversarul. Combinând elementele care țin de manipularea armamentului, de siguranța angajării unei ținte, de deplasare în teren printre persoane care nu sunt implicate. Este nevoie de multă muncă și perseverență. Sunt de ajuns pentru unii trăgători poate 500-1000 de cartușe, alții mai mult. Ideea e că atâta timp cât lucrează la rece pe astfel de țintă, în momentul în care vii în poligon și testezi abilitățile, n-ar trebui să fie o perioadă foarte, foarte lungă. Dar, repet, depinde de abilitățile fiecăruia. În luna septembrie acestui an au fost scoase la concurs peste 1000 de posturi pentru care au luptat 10.000 de candidați atât la școala din Câmpina, cât și la cea din Cluj-Napoca.